Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit! Sunt Anca de la Ancuța Tarot și vom face o etalare minunată ca de fiecare dată pentru dumneavoastră. Iubiții mei, vreau să vă astăzi în mod deosebit care sunt energiile acestei persoane, dacă această persoană are ceva să vă spună, ce va schimba în viitorul apropiat și care sunt perspectivele pentru dumneavoastră, el sau ea. Drăguții mei, ca de obicei, este o etalare generală, sper să rezonați cât mai mulți. Dacă nu dați drumul Universului, ceea ce nu este al dumneavoastră, puteți să găsiți măcar un mesaj sau un gând bun în ceea ce vedem împreună. Cu siguranță veți găsi ceva care să vă ajute sufletește. Vom începe cu tarotul, iertați-mă, cu oracolul unicornilor, după care vom continua cu tarotul Rider White. Ride. Mulțumesc frumos pe această cale tuturor celor care s-au abonat, mulțumesc frumos. Cei care n-ați făcut-o încă, vă puteți abona, dragii mei, este gratuit, mă ajutați foarte mult în munca mea. Mulțumesc tuturor celor care au operat la etalări private, mă bucur că le-am adus o rază de lumină și o rezolvare. Cei care doresc pentru situațiile strict personale pot oricând să scrie sau să trimită un mesaj sau un telefon la numărul de pe măsuță, pe care îl aveți și în descrierea acestui video împreună cu e-mailul. Dragii mei, haideți să vedem care sunt energiile astăzi. Mulțumesc frumos și celor care mi-au scris pentru păreri, aprecieri și gândurile noastre curate și bune. Uh, drăguții mei, a picat o cărticică pe jos, am să o iau imediat, așa cum am spus, cele care sar, le păstrăm și mai extragem după aceea încă o carte. O secundă, vă rog frumos, am să pun pe masă ceea ce a sărit și mai scoatem o carte împreună. V-am zis, dacă sar, e pentru că aceste cărticele trebuie să le alegem astăzi pentru dumneavoastră. Bun, drăguții mei, haideți să vedem ce vor să ne zică unicornii. Începem cu aceste energii fantastice care sunt stric pentru dumneavoastră, pentru a volumina un pic cam cu sfaturile zilei sau ce va urma mai departe. Dragii mei, dragi, avem prima energie aici, metamorfoza, da? Este clar că dumneavoastră v-ați transformat sau o să vă transformați viața radical. Poate că până acum ați stat și ați, să spunem, pus la cale niște planuri foarte faine de viață. Ați stat și v-ați rezolvat niște probleme, v-ați pregătit, v-ați făcut temele, ca să spunem așa, în planul afectiv și emoțional. Simt astăzi că sunteți pregătiți cu acea maturitate incredibilă și cu acea forță exact ca fluturile care naște din cocon, dragii mei, să puteți să afrontați toate situațiile din viața dumneavoastră. Sunteți pregătiți, sunteți minunați și văd aici acea înțelepciune și acea experiență de viață pe care nimeni nu poate să voia. Sunteți compleți, ați ajuns la un grad foarte înalt de evoluție și pentru mine lucrul ăsta este minunat pentru că mă bucur că pot să vi-l comunic și dragii mei cei care mă ascultă, poate mulți aici aveți talente, aveți lucruri cu care v-ați născut, aveți haruri și aveți toate aceste situații care vă ajută să fiți ceea ce sunteți. Simt aici că această schimbare vine cu bine pentru că a fost, să spunem o grea încercare prin care a trecut sau mai multe obstacole prin care a trecut, dragii mei, și în final ați obținut rezultatul potrivit. În final, sunteți acolo unde vă doriți, obțineți un job, obțineți un câștig, câștigați poate la un proces. Aveți aici o situație nouă la un serviciu, este ceva ce luați de la zero, iar dacă vorbim de iubire, este clar că schimbați totul în sensul bun. Acum știți exact unde vă situați în relația cu celălalt, știți ce să acceptați, știți să vă puneți limite și cu siguranță veți avea acea relație matură și faină la care ați visat dintotdeauna. Mergem mai departe, dragii mei, și am aici cartea mândriei. Este vorba aici de cineva care poate un pic cam orgolios sau un pic din cauza acestui ego interior a avut de pierdut la viața sa mai multe situații. Probabil că aici cineva, nu pentru că se crede foarte frumos sau foarte inteligent, ci este o persoană care poate să uită la ceilalți, să spunem, dintr-un punct de vedere mai, mai puțin modest este acea mândrie care oricum vă poate conduce spre ceva bun și puteți să aveți rezultate evident pentru că nu ați mult pentru ceea ce sunteți, pentru ceea ce ați obținut, pentru unde vă situați astăzi poate și în societate și în ceea ce v-ați dorit. Dar drăguții mei, este o carte care arată aici că poate este bine uneori să fim un pic mai modest, să fim un pic cu un pas în spate și să-i lăsăm pe ceilalți să vorbească despre noi mai mult decât vorbim noi înșine. Da? Este vorba aici de un pic de orgoliu, de mândrie care trebuie să modificate. Nu este ceva rău neapărat pentru că evident, Evident, noastră vă meritați această, această, să spunem, laudă, da, această situație prin care astăzi, într-adevăr, ați ajuns să fiți unde vă doriți și să fiți în acea, să spunem, piramidă pe care de mult ați visat să o urcați. Însă, aveți un pic grijă, pentru că, evident, modestia este și ala ea la acasă. În momentul în care vrea pricerea celorlalți, este bine să fii un pic modest, adică să nu uiți de unde ai plecat, să nu uiți cine ai fost și, cu siguranță, să te bucuri de rezultatele muncitale. Mergem mai departe, ultima energie. Uh, drăguții mei am aici energia unei persoane care în final are de făcut niște alegeri. Uh, nu sunt niște alegeri neapărat negative, pentru că aici este o carte, să știți, foarte optimistă, dar sunt niște alegeri la care va trebui să vă gândiți un pic, pentru că eu cred aici că cineva este încă în dubii. Nu știe stânga-dreapta, în sus sau în jos, mă duc cu el sau nu mă duc cu el. Am de ales între două persoane, două situații, două joburi, două țări, două lucruri, da? Deci foarte atenți la această energie, pentru că energia alegerii este că trebuie să alegi o singură dată și să fie o alegere bună. Spune asta pentru că am aici și energia timpului, ca și cum dacă nu mai să alegeți acum ceva rău, veți suferi destul de mult timp până când reparați acea situație. Deci mare atenție la alegerile pe care le faceți în perioada următoare. Nu este nimic negativ în ele, dragii mei, dar ochișorii deschiși să fie ceea ce, într-adevăr, aveți nevoie și să vă facă bine. Acestea fiind spuse, lăsăm oracolul deoparte, dragii mei. Haideți să vedem ce ne spune tarotul Rider White. Ride. Așa cum am spus, dragii mei, vom vorbi despre această persoană. Dacă reacomunicarea, dacă va spune vorbe, dacă puteți afla ceva despre ceea ce persoana asta la distanță face, lucrurile de care aveți nevoie să aflați ceva, în continuare între amândoi, pentru că vom întreba toate aceste situații, cărticelele astăzi, pentru dumneavoastră. Bun, dragii mei, haideți să vedem ce ne iese. Am să pun un pic mai sus cărțile ca să le vedeți și dumneavoastră, să intre aici în cadru. Perfect. Dragii mei, ca semn avem balanță vărsător, avem leu, avem un capricorn, avem din nou leu, avem pești, avem vărsător, avem capricorn din nou, avem săgetător, dragii mei, avem aici un taur, avem o fecioară, avem iară leu sau berbec, dragii mei, avem pești, avem scorpion, avem taur, avem pești și avem din nou uh, Iertați-mă, capricor sau fecioară. Bun. V-am zis, zodiile le zic pentru cei care le doresc să le audă, nu este totul obligatoriu, v-am zis, uitați-vă și la ascendent, uitați-vă și la restul caracteristicilor, pentru că nu doar singur, un singur lucru caracterizează o persoană iubiții mei, ci toate acei, toți acei factori, iertați-mă, educația, experiența și tot ce vine împreună cu harta astrală. Dragii mei, dragi, Văd aici niște conflicte sufletești maxime, văd aici vorbe urâte aruncate, văd aici bârfe, văd aici persoane care, din cauza la care sau din cauza cu care, persoana aceasta s-a îndepărtat de tine. Văd aici vorbe, discuții, s-au spus vorbe grele, au fost certuri la propriu, cineva aici a aruncat vina către altcineva care nu era neapărat vinovat. Simt aici că v-ați arătat cu degetul unul pe altul și asta pentru că n-ați fost o echipă, n-ați fost uniți și cineva aici a reușit să vă dezbine. Am evident acea energie a altor persoane. Nu-i musai un trio, dar poate să fie, dragii mei. Însă văd aici că au existat o tăcere nimicitoare după aceste situații. A fost o dragoste foarte frumoasă, a fost o poveste foarte bună între amândoi, dar cineva aici și-a dorit o eliberare, pentru că, dragii mei, cred aici că această persoană parcă te-a lăsat în urmă cu ceva ce îngreunează sufletul, da? Cineva aici a vrut să se elibereze de o povară, de o... Uh, promisiune. Poate că cineva aici a avut ceva de spus în momentul în care a avut o altă familie, a avut alte obligații, pentru că văd că a plecat cumva la drum cu niște carențe. Când spun niște carențe, este că ori avea datorii, ori avea uh, lucruri de făcut sau lucruri de plătit pentru altcineva foarte mulți aici probabil au avut familii, au avut copii sau au avut situații din care au ieșit ca familie înainte. O persoană care a intervenit între amândoi, dragii mei, și mult mai multe persoane care au făcut ca această relație să se ducă la gară. Da, văd aici că ați luat o pauză la început. Evident, e foarte multă karmă din viețile trecute între amândoi. Văd aici că ai rămas rănit sau a rămas rănit și această persoană, i s-a dat cuiva un ultimatum și, dragii mei, în oglindă, sunteți atacați, insultați, suferiți și parcă nu vi s-a dat aici ceea ce ați fi meritat și, din potrivă, vi s-a făcut o mare nedreptate. Și unde pui că a fost o mare nedreptate publică. Parcă aici v-a afectat imaginea și în fața familiei, a prietenilor, ca și cum noastră ați căzut de uh, uh, cel păcălit, cel înșelat, cel de care s-au spus vorbe care nu... Uh, trebuiau fie, să fie spuse, nu le-ați meritat, pentru că nu erați o persoană așa cum cineva v-a descris, dar văd aici că ați fost exact puși în această situație pentru că o altă persoană a aruncat cu noroi în tine în momentul în care au ieșit niște secrete la suprafață sau tu ai descoperit lucruri sau cuiva, nu i-a convenit cât de inteligent și de, uh, să spunem, cât de repede te-ai prins tu de niște lucruri, care provoacă persoana asta sau altă persoană dintre voi doi Credea că nu o să le descoperi niciodată, da? E clar că acum se țin departe de tine și persoana ta, și alții, sau aici v-ați separat, v-ați uh, ascuns, să spunem, într-o formă poetică. Că n-aș putea spune acum că a fost ceva fizic, nu înseamnă că v-ați ascuns în casă și nu mai ieșiți, nu. Dar ați încercat să vă retrageți din viața acestei persoane, ați încercat să lăsați totul în urmă, vreți să faceți pace cu dumneavoastră, cu sufletul dumneavoastră, pentru că pactul pe care l-ați avut aici cu acest om a fost rupt și călcat în picioare. Da, văd aici o lipsă totală de a face lucrurile bine, cineva nu s-a organizat, nu ajungea la timp, erau minciuni mici, după aia s-a ajuns la ceva mult mai grav, ați implicat și pe alții care nu aveau nicio vină, dragii mei, sau ați spus persoane, poate, nu știu, să vă ajute. Sunt alte persoane care au mințit de dragul acestui om, dar n-au făcut bine. Ceea ce văd este că ați ajuns într-o tornadă, chiar ăsta e cuvântul, un uragan de situații emoționale prin care nu trebuia să treceți, dar această persoană nu v-a dat pace și nici persoanele din jurul ei nu v-au dat pace. Da? Eu cred aici că omul ăsta parcă te-a vrut pe jumătate, mai avea și pe altcineva pe lângă tine sau și-a dorit altceva în plus, s-a luat o decizie nepotrivită și toată iubirea voastră în final a colapsat. Ce văd aici este că la un moment dat, după toate aceste etape dureroase, se face curățenie de la zero, se curăță totul din rădăcini. Simt aici o curățenie, dragii mei, energetică în viața ta poate că te-ai dus și ți-ai făcut, nu știu niște lucruri la un preot sau te-ai ocupat de tine, rugăciuni personale, reiki, yoga, mi egal tot ceea ce ați făcut a fost bine venit pentru că aveați nevoie, drăguților să vă simțiți alți oameni era nevoie să vă scoateți din acest iad prin care ați trecut, să vă curățați cum se spune să vă scoateți aripile de îngeri și să mergeți mai departe, dacă ăsta este cuvântul simt aici că divinitatea nu te-a lăsat niciodată și, de altfel, tu ai foarte multă magie în ceea ce reprezinți tu ca persoană. Ai lăsat absolut totul în spate, și, în final, ai avut curajul să spui nu unei căsnicii, unei relații care nu mai funcționa de mult. Și văd aici că Divinitatea a știut de ceea ce tu ai nevoie și te-a ajutat în a face această transformare, în primul rând cu tine da? Până care reușiți să te transform pe tine și ulterior și cu persoana care te rănise atât de tare, da? E clar că această persoană poate că a încercat să te controleze mental, a încercat să-și facă anumite lucruri în favoarea sa, a profitat de bunătatea ta, tu ți-ai lăsat aici pielea în băț ca el sau ea să fie bine, sunteți în poziția aceea în care parcă v-ați simțit dați afară din propria casă, din propria viață, nu vi s-a făcut niciun fel de dreptate la un moment dat. E clar că acest partener nu știe ce vrea. Sau în momentul în care a pus pe primul loc pe alții, mă refer familia politică, prieteni cunoscuți, o fost un fost, o actuală de egal, persoane care au intervenit așa cum am spus între noastre și el sau ea, e clar că a rămas în trecut iar tu ți-ai continuat viața mai departe cu capul sus. A fost o perioadă de singurătate, a fost o perioadă în care poate ai avut foarte multe dialoguri interioare cu tine îmi vine în cap cum a fost Ion, cel care s-a dus, Sfântul Ioan, iertați mai zic Ion, Sfântul Ion, Ioan, care s-a dus, dragii mei, în deșert și acolo a stat de vorbă cu divinitatea asta, de vorbă cu el. A vorbit cu pietrele, cu soarele, cu luna, nu înseamnă că era nebun sau lunatic, pentru că de multe ori, dragii mei, simțim nevoia să stăm cu noi, simțim nevoia să stăm în natură, simțim nevoia să facem liniște totală în capul nostru și în sufletul nostru. Și credeți-mă că aceste pauze, acum este ceva aparte de ceea ce văd încă ceea ce spun e că ne fac minuni. În momentul în care facem uh, liniște în capul nostru, cu ideile cele mai cumplite, cu gândurile cele mai tragice, cu toate fricile interioare, cu tot ceea ce să spunem ego și celelalte lucruri ni se transmit aiurea, este foarte bine pentru că atunci când ne curățăm interior putem să ne auzim cu adevărat inima, da? Și eu văd aici că dumneavoastră chiar asta ați făcut, din punct de vedere mental v-ați vindecat, uh, sufletește-vă, văd aici foarte echilibrați, ați rezolvat cu trecutul niște situații și simt că această persoană, parcă și ea este astăzi cineva diferit. Văd că lăsați în urmă prietenii, asocieri, uh, lucruri care nu vă mai servesc, oameni cu care nu mai comunicați bine, oameni care nu vă mai înțeleg, oameni care și-au schimbat atitudinea, cine nu mai e pe vibrația ta, Cine nu mai stă, cum se spune, pe crenguța ta să plece mai departe, e mai bine să rămâi singur decât să fie acompania de persoane toxice. Da? Deci simt aici pentru foarte mulți că lăsați în urmă toate aceste situații, v-ați să fiți mama răniților, metaforic vorbind, domn și doamne care mă ascultați și cred că de aceea Dumnezeu are grijă de dumneavoastră și toate aceste încercări prin care ați trecut, e clar că vă a ajuta să vă cunoașteți, să fiți puternici și să priviți viața cu alți ochi după toată această experiență. Parcă v-ați perfecționat atunci când ați trecut prin aceste necazuri și nu mai să știți foarte bine că perfecțiunea în viața asta nu există, nimeni nu e perfect, dar iată că normalitatea unora este să încerce să schimbe pe altcineva, să le chinuie viața și așa mai departe. Iar tu, în final, ți-ai dat seama că trebuie să te iubești pe tine, trebuie să-ți iubești stilul în care tu vrei să străiești viața, nu ceea ce vrea să facă altcineva din tine și automat ți-ai schimbat atitudinea. Eu cred că și persoana asta în oglindă, pentru că vorbim acum și de energia acestui om, se simțea poate inferior, inferioară sau mai presus decât tine, pentru că eu văd aici că tu ai fost partea cu lumină din această relație sau tu ai încercat tot timpul să-l ajungi și pe celălalt să se simtă bine, să nu se mai simtă ciudat. ai făcut multe eforturi, poate multe au fost în zadar, dragii mei, ca acest om să nu se mai simtă rănit, să nu se mai compare cu ce trăiese înainte de tine, pentru că văd aici că s-a mai despărțit și de alții și și cu celelalte persoane a lăsat-o rău, da? Deci a dat-o și nici acolo nu a fost ok în viața sa. Înainte de tine vreau să spun cu alte relații în care a mai fost. E foarte multă tăcere, foarte multă distanță, supărare, parcă nu mai vorbiți, nu mai vreți să mai auziți de persoana asta. Nu vrei să mai ai grija zilei de mâine sau acestui om pentru că ai lăsat în spate toate aceste necazuri. Cu toate astea văd că omul ăsta și-a învățat și lecțiile în mare parte. I-au venit bine pentru că, dragii mei, dacă nu trecea prin această situație, această persoană nu făcea nici schimbări. Da? E clar că ca să simți briza mării, trebuie să treci prin furtună, să vezi cum se întâmplă pe mare lucrurile ca să poți înțelege după aia cât de frumos e să stai la mal și să te simți în siguranță. Iar folosesc o metaforă, doar pentru că văd aici că persoana ta, în final își apropia viața în mâini, e o persoană care a crescut foarte mult spiritual, e un om care și-a mărit într-o formă foarte interesantă inteligența. Se uită în trecut la comunicarea cu tine și la ceea ce a existat între voi și vede încă că ai avut un pic un impact, să spunem, foarte, foarte fain, și. Uh, se deschis de fapt viața și inima ca tu să poți să-l ajuți și uh, nu e pus niciun fel de condiții, da? Eu văd aici comportamente dureroase din partea acestui om, dar care astăzi conștientizează iubiții mei că trebuie să schimbe ceva. da? Dacă n-a fost deloc profund, iată că poate el, trecea, el trăia de pe, zi pe alta, uh, nu avea mare lucru uh, în cap, nu avea un plan de viitor cu tine, nu-și dorea să facă mai mult decât ceea ce trăia. Uh, era bine mersi că știți cum e copilul care suge la două moașe, nu mai plânge. Când la tine, când la cealaltă persoană, sau uh, mai avea acolo o combinație care nu era doar între dumneavoastră și el sau ea. Eu ceea ce simt acum e că lucrurile acestea se curăță profund. Această persoană își revine și ea la realitate. E o persoană care înțelege că viața i-a pus în cale pentru a-l ajuta, pentru a face o familie, pentru a avea o relație de încredere. Pentru că, în final, cu atitudinea ta, tu ai câștigat de partea ta acest om și simt aici, dragii mei, că vă duce dorul, da? Vă duce dorul la propriu. E ca acea relație în care simți că copilul tău a plecat dintr-o supărare și acum vine acasă pentru că își dă seama că la tine este locul potrivit. Eu văd aici că această persoană, iubiții mei, clar își dorește un nou început, o etapă a murit, e clar între dumneavoastră și acest om, dar văd că dragostea nu este moartă, da? O altă conexiune într-o altă formă vine astăzi în sufletul dumneavoastră. Văd că acest om are intenția să vină să vorbească, să se împace, să pună baza unei noi relații solide, pentru că, dragii mei, cred că aici ceva nu a fost construit sănătos și nu a durat din cauza asta între influențele altora și faptul că nici această persoană nu știa după ce creangă va seri și unde va ajunge. E clar că amândoi ați fost așa într-o situație de hei ne-am aruncat din avion, dar n-am avut parașuta desfăcută și acum înțelegem amândoi că ne-am izbit de pământ și trebuie să facem lucruri bine, da? Deci eu văd aici că dumneavoastră vă simțiți foarte fericiți numai cu a auzi vorba sau mesaje ale acestei persoane, că oricât de mult îl urât sau sunteți supărați în momentul când persoana asta se apropie, este o schimbare fenomenală în interiorul dumneavoastră, pentru că încă există iubire la mijloc. Și fiind suflete pereche că avem această energie cu șasele de cupe, dragii mei, eu văd aici pentru mulți că aveți posibilitatea să construiți ceea ce nu s-a făcut de la început bine, să cumpărați alte materiale de construcție, metaforic vorbind, să faceți o înțelegere de la zero cu Persoană. Să vă împliniți dorințele unul cu altul, pentru că simt aici că acest om se eliberează, vrea în final să fie doar al tău, se simte atras de tine și vrea armonie totală, da? Pentru că aici cineva s-a vindecat, iar viitorul, dragii mei, văd aici că se poate construi într-adevăr pe baze sigure, da? Pe, pe, baze sigure, însemnând că a, există o bază între amândoi, va exista o altă bază care până acum poate n-a existat. Veți începe, cum se spune, cu temelia, nu ca înainte care ați făcut prima oară și după aia s-a făcut uh, uh, partea de jos, da, acasă, exact asta aici a trăit între trecut cu acest om. Ruptura a fost dureroasă, dar a arătat că vă iubiți încă foarte mult, că vă conectați încă foarte tare, că veniți din vieți trecute, că aveți încă aici întâmplări de trăit. Și eu cred că a fost o iubire la indigo cu ceea ce ai mai trăit înainte într-o altă viață cu acest om, doar că de data asta amândoi, lăsați în urmă ceva dureros, amândoi, uh, schimbați acea viață de nebuneală și de nu știu încotro o iau și las că trebuie să pe alta, cu în final fac ceva împreună cu tine și mă gândesc la un lucru serios și bun. Drăguții mei, asta am fost în etalarea de astăzi. Eu vă spun exact cum îmi vin cuvintele și energiile în cap, pentru că asta privesc în carticelele astea minunate. Sper să vă, să vă fi plăcut. Haideți să alegem uh, literele pentru astăzi. Stați că mi s-au încurcat pe aici. Mai scot câteva. A, așa. Uh, iubiții mei, deci eu cred că am văzut destul de multe lucruri frumoase pentru ce am văzut între dumneavoastră și acest om. Eu sper că mai mult decât sigur veți avea rezultate bune dacă îl așteptați. Acum, evident, nu e nimeni uh, obligat să stea pe loc și să aștepte pe nimeni. Eu v-am spus în viața asta, lucrurile trebuie străite așa cum vin. Bun, haideți să vedem ce litere ne-au ieșit. O să le apropiu un pic de aici de ecran pentru că era să dau castronelul peste cap. Dragii mei avem litera M, avem litera P, avem litera N, avem litera U, avem litera V, litera Z, n-am mai ieșit de mult, litera T, litera B, litera G, litera H, litera W, litera K și litera K. Eu cred că au ieșit foarte multe, sper să fie cât mai în concordanță cu cele la care v-ați gândit. Nu știu dacă am zis litera P și litera O, dar dragii mei, o am și pe ea aici cu litera D. Eu le las ca dumneavoastră să le vedeți, cred că doar V, să repet, o să-l pun aici. Și R, sunt doi de R, după cum vedeți dumneavoastră. În rest, sunt o singură dată fiecare literă, sper că vă plac inițialele care au ieșit și sunt în concordanță cu cei la care v-ați gândit. Dacă da, dragii mei, mă bucur enorm. Uh, nu e un capăt de lume dacă nu este toate, vor ieși data viitoare mai multe. Avem 32 de litere, evident, ca de fiecare dată nu pot ieși toate. Sper că v-a plăcut. Lăsați-mi comentarii, lăsați-mi părerile dumneavoastră, tot ceea ce vreți să-mi comunicați. Abonați-vă, apăsați pe clopoțel. Uh, puteți să-mi dați like-uri. Vă mulțumesc mult și anticipat pentru toate eforturile care le faceți pentru mine. Uh, cei care vor retaleri private, oricând pot suna. Dragii mei, nu uitați că vă iubesc, vă doresc tot binele din lume și ne revedem cu drag data viitoare. Vă pup! Pa, pa!